Orice proces de creștere spirituală sau de vindecare, dacă într-adevăr funcționează, nu este un proces de acumulare sau de adăugare, ci este un proces de debobinare, de dat la o parte, de cedat, de dezvățat. În felul acesta, progresul real intervine și în felul acesta, vindecarea în mod real poate să intervină, fiindcă vorbim de a ceda tot ceea ce este fals și, prin urmare, nu are deloc existență, și de a alege ceea ce este adevărat, ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce are cu adevărat existență și este aliniat iubirii, adevărului și integrității. Prin urmare, indiferent care este procesul sau tehnica pe care o urmezi, dă-ți voie să o treci prin acest filtru. Dacă procesul urmat este unul de cedare, de debobinare, de dezvățare, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Dă-ți voie ca în viața ta să-ți propui să deosebești adevărul de falsitate, ceea ce este imaginat de ceea ce este real, fiindcă numai adevărul și ceea ce este real conduc la creștere spirituală și vindecare.